este asta povestea, este legată de business to business, cum faci să atragi prin campaniile de marketing pe care le faci încrederea unor companii, unde decizia de cumpărare a unor platforme de e-commerce, cum este cazul Avangate, de exemplu, se face pe termen lung sau se face cu foarte mare risc, pentru că omul de IT, să zicem, o companie de software, Bitdefender, să zicem, vrea să folosească Avangate. Deja mai există niște jucători pe piață, fiecare are serviciile lui, fiecare are o platformă mai deșteaptă, mai frumoasă, a noastră este și mai frumoasă. Cum îl faci pe directorul tehnic să se hotărască totuși să facă o schimbare destul de drastică și să folosească o platformă diferită care înseamnă implementări de software, înseamnă suport, înseamnă a-și învăța clienții lor să se obișnuiască cu alt payment provider, de exemplu. În situația în care acest director de IT își asumă riscul pentru această decizie. Este o decizie care se care vine în spate cu niște costuri destul de mari. Ei, pentru că am avut ocazia, făcut de la început în companie, de când s-a lansat Avangate-ul. Avangate este platforma de e-commerce pentru piața internațională, dar care este dedicată distribuției electronice de software. Pe România, poate că știți de GKT Payment ca fiind soluția de plăți online, prin card, de exemplu, pentru magazinele, pentru orice tip de magazin care vrea să aibă și plată cu cardul pe site. Avangate, acum 4 ani, cum s-a întâmplat? A fost un brand nou-nouț, o platformă pe care au făcut-o colegii mei mai mult cu specificații din ce și-ar fi dorit ei pe vremea când vindeau software ca RAV-ul, de exemplu. Specificații care, să zicem, nu erau foarte complete, ci erau din perspectiva noastră ce ne-ar fi trebuit nouă pe vremea aceea. O platformă nouă pe piața internațională, unde competiția era destul de mare și numai că era mare, dar avea și vechime consistentă și clienți, portofolii cu clienți foarte mari. Acum 4 ani, atunci când s-a lansat, singura modalitate pe care o vedeam de a marketa această platformă, pe care nici eu nu înțelegeam foarte bine, a fost de a găsi o modalitate de a ne poziționa ca și experți pe nișa respectivă. De ce este nevoie de expertiză? E nevoie pentru că oamenii care au decizii în companii sunt influențați obicei de cei care par experți. Par și sunt. E foarte ușor să dai seama dacă cineva chiar este expert sau este își dă cu părerea despre orice și din când în când mai și numerește. Cum am făcut acest lucru? Acum 4 ani blogging-ul era destul de, cel puțin pentru noi, era nou. Era și destul de greu să conving, pentru că e o companie mare, multinațională, cu departamente foarte clar delimitate, cu oameni foarte entuziasmați de produs, dar oarecum rușinoși de a părea online sau a-și da cu părerea despre expertiza lor. Momentul a fost atunci, ok, avem un site de companie, este un site de prezentare a serviciilor, a platformei, foarte frumos, un design cu funcționalitate cât mai bună. Ce ne lipsește? Am început, evident, cu partea de optimizare pentru motoarele de căutare. Da, am reușit să obținem ranking-uri foarte bune pentru mare majoritatea cuvintelor pe care le targetam, chiar dacă erau foarte competitive pentru Google.com. Am continuat cu campanii de paid advertising, evident, când ai bugete de marketing, faci lucrul ăsta foarte natural. Am încercat, de exemplu, reclamă prin magazine și newslettere scumpe de nișă, unde, pentru că nu aveam o notorietate a brandului Avangate și nu aveam încrederea celor care sunt în stare să ia o astfel de decizie, nu convertau foarte bine. Și atunci, la momentul respectiv, singura idee pe care am avut-o și pe care am susținut-o a fost aceea de a ne orienta spre content marketing. Ce înseamnă asta? Înseamnă că
Mai departe de a vorbi despre noi, a vorbi despre compania noastră, a vorbi despre ce facem noi, să găsim modalității de a aduce informații utile pentru cei din targetul nostru, pentru a le câștiga încrederea și acel nivel de, și a ne instaura acel nivel de autoritate de care vorbeam. Cum am făcut asta? În primul rând a trebuit să înțelegem care erau problemele celor din comunitatea de software, dezvoltatori de software, oameni care vând software, să-i găsim pe acei membri activi care nu numai că erau, își puneau problemele cu providerii actuali, dar erau și suficient de entuziasmați încât să ne dea feedback-ul de care aveam nevoie ca să dezvoltăm și mai frumos platforma. Am identificat aceste comunități. Prima perioadă a fost una de, în care doar citeam ce scriau, notam toate problemele lor, mă gândeam ce frumos ar fi să fie un articol care să explice exact, să dea un răspuns la acele probleme. Treptat am început să intervenim în discuții, după ce am văzut cum reacționează, de exemplu, la mesaje de vânzări. Pentru că erau și participanți la comunitate care intrau pur și simplu și dacă cineva întreba ceva, a, această soluția mea este cea mai extraordinară. Ei, astfel de mesaje nu funcționează, mai ales în comunități care sunt foarte unite, care nu au niciun contact anterior cu tine, nu te-ai câștigat încredere. Ne-am adunat forțele, să zic așa, și am început să răspundem punctual solicitărilor sau întrebărilor pe care le-au dat, comentariilor lor, nu neapărat despre Avanghei sau despre e-commerce, ci ceva care să aibă din care aveam expertiză. Abia apoi am adunat toate cele subiecte, toate conversațiile lor și am început să creăm conținut informativ pe site-ul nostru. Pentru că conținut informativ la modul articole, interviuri, videouri explicative, nu despre noi, cât soluții pentru problemele lor.